Salut, eu sunt Denis și astea sunt voi. Un alt video, e bine, într-adevăr nu ne-am văzut de ceva vreme. Asta a fost pentru că am fost foarte ocupat, după care am trecut peste perioada sărbătorilor, dar astăzi vreau să vă arăt ultima mea achiziție. Săptămâna trecută am avut nevoie de niște anvelope de iarnă. Așa că am cumpărat acest set de anvelope de iarnă. Și inclus în prețul anvelopelor de iarnă a fost și această mașină. Nu, glumesc, am cumpărat acest Smart 4-4. 2006, 1.5 diesel, 95 de cai putere. Uitându-vă la el, mașina arată bine, jante de aluminiu pe 16, anvelopele de iarnă noi, chiar, poate nu sunt chiar noi, dar foarte, foarte bune au venit cu mașina. Echiparea Passion, Smart 4-4, cărâu picat, CDI, motorizare Mercedes 1.5, stați că n-am terminat, volan de piele, tavan panoramic din sticlă, huse pe scaune incluse în preț și această mască, inclusă și ea în preț. Ah, kilometri, am uitat să ne uităm la kilometri. de mii. Sincer, despre partea cu kilometri nu știu ce să zic. Am găsit un ITP, am și numărul strâmb. Pe la 120.000 de kilometri, cum să lovești un Smart? Cum să strâmbi numărul unui Smart? N-ai avut loc chiar de un Smart. Deci, s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Și așa, uitându-vă la ea, cât ați preconizat a costat? Înainte să vedeți reveal-ul prețului, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cât credeți că a costat mașina. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? 5.600 de lei. Da, 5.600 de lei a costat această mașină, ceea ce îl face cel mai ieftin Smart 4-4 diesel din România. Mașina de arătat arată foarte bine. Dacă stai la distanța asta, arată impecabil. Chiar nu observ nimic ce să nu fie în regulă cu ea. N-are nimic strâmb. N-are nicio problemă. Hai să o și pornim. Două chei Smart. Smart, nu că de la Smart. Smart este cu telecomandă. Și motorul de ascuțitoare a pornit. Sună a râșniță, a ascuțitoare, a ce vreți voi. De acolo merge. Nu fumegă. Acum, desigur, există câteva mici defecte pe care o mașină ca asta, la prețul ăsta mai ales, le are. O să vă arăt imediat. Dar am primit inclusiv preșuri originale Smart. Le-am spălat, de-aia spus aici. Și mașina, dacă ne uităm după pete de sub ea, e spălată. Putem să-i numim defecte sau nu? Acum, v-am zis faptul că am primit bonus aceste huse pe scaune. Mă gândesc că nu le-a pus cineva ca să acopere niște arsuri de țigară în scaun. Sigur că nu, dar măcar arată ok. Și dacă la un moment dat ai curiozitatea să deschizi capota, aici nu trebuie să deschizi, că pe aici vezi unele chestii, dar să zicem să te pui să deschizi capota, observi că mașina originală a fost verde. Și pe aici și pe aici se ridică folia. Da, mașina original a venit tot bicolor. Ce e gri deschis a fost gri deschis, asta e culoarea originală, dar ce e gri închis a fost verde. Și la un moment dat, proprietarul care a avut-o înainte în Austria, a înfoliat-o. Dar la cum văd eu pe aici, cred că a înfoliat-o el cu vărusul în garaj. Dar nu mă deranjează. Sincer, decât să am o mașină verde, prefer să am o mașină înfoliată în culoarea aceasta. Probabil vă întrebați, Denis, dar de ce ai cumpărat această mașină? Răspunsul e pentru că a fost ieftină. Și pentru că e utilă. Am făcut 200 de kilometri în oraș cu această mașină, circulând doar în oraș. Și câtă motorină credeți că a intrat în rezervor? După ce aveam plinul. Deci am făcut plinul, am făcut 200 de kilometri. Cât credeți că a intrat în rezervor? 100 de lei? Nu. 70? Nu. 52 de lei.
Deci consumul este fenomenal la mașina asta în oraș. Adevărat, după ce am cumpărat această mașină, am mai investit în ea. Am făcut o revizie completă, am făcut plinul și te-ai aștepta la Smart să fie rezervorul mai mic decât e, dar are 50 de litri. Am spălat-o de 3 ori la spălătoria cu fise, deci încă 15 lei și acolo. Și momentan mașina mă costă undeva la 6.000 și ceva de lei. Eu zic că ăsta e un preț foarte bun pentru astfel de mașină. Încă ceva ce am uitat să vă arăt. Mașina are climă. Ce am de gând să fac cu această mașină, o să aflați la un moment dat pe acest canal. Am nevoie de ea pentru un business de-al meu, dar vă las să ghiciți în secțiunea de comentarii pentru ce credeți că am nevoie de această mașină. O să vă rog să încercați să fiți cât mai realiști posibil. Vreți să facem șotură cu ea? Hai să o luăm să facem șotură. Bun, deci așa arată cheia de la acest Smart. Cum v-am zis, am primit două bucăți. Hai să o înfigem în contact. Trei cilindri, dar nervoși. Băgăm în viteze, 5 viteze de mers înainte, una de mers înapoi. Mai era logic că avem una singură de mers înapoi. Stați să vedeți recomandă de la poartă. Ok. Și ieșim. Și vedeți? Tavanul e de sticlă. Asta e plastic, cred că, dar asta e. Bun, plecăm încă o dată pentru că am GoPro Hero 6 și e cu probleme. Băgăm în viteză, semnalizăm, plecăm. Hai să aprindem și luminile, că e mică mașina, să ne vadă lumea. Bun. Deci se conduce ca un vis mașinuța asta, incredibil de ușor se conduce. Vreau să o am pentru mai mult timp și să fac un review full la ea. 1.5 diesel, 3 cilindri, 90 de cai. Mă plâng de putere, sincer. Foarte ușoară, nu știu câte kilograme are, o să scriu chiar acum pe ecran. Ambreiajul e exagerat de moale. Cutia de viteze e faină. Vitezele, deși sunt 5 la număr, sunt destul de lungi. De fapt, pentru că sunt 5 la număr, sunt destul de lungi. Avem acum 60 la oră, în a treia, la 2500 de ture. Îi dau a patra, 1800 de ture. Super, super ok. Avem roți mari. Pentru un Smart, avem roți pe 16 inci. 205 lățime, ceea ce din nou pentru un Smart e mare, sunt cauciucuri late, jante mari, talon mic, stă bine pe drum, scutură puțin. Foarte bine merge mașina, foarte bine stă pe drum, chiar nu mă pot plânge de ea, e drăguță. Bine, n-am mers așa ca să am consumul ăla de 5%. Excelează mașina asta. Mașina asta excelează la traficul din oraș. Se conduce ușor, te strecori ușor cu ea. Sunt obișnuit cu un Mastodon. Am o mașină mare, am un Cayenne pe care îl conduc de obicei zilnic. Dar în mașinuța asta mă simt ca într-un go-kart. Ca să vă arăt despre ce vorbesc cu locul de parcare, am venit la magazin care nu e sponsor. Hai să vedem unde găsim un loc de parcare. Bine, problema e când nu e loc, că poate să fie mașina oricât de mică, n-ai cum să o bagi în acel loc. Uite aici, ăsta este un loc. Când vii cu Smart-ul, pleacă la de lângă tine să ai loc. Am loc, Cristi, tu ai loc să deschizi ușa? Este, poate pleacă și ăla. Volanul 3 spițe, claxonul, oriunde apăsai claxon. Schimbătorul de viteze aici, mic la picior, dar comod. Hai să vedem ce înseamnă să facem o întoarcere cu un Smart. Nu e chiar așa de mic ca și Fortul, dar normal că acum vin foarte multe mașini, după asta trece. Și tocmai am întors Smart-ul. Cum ziceam, nu e chiar așa de practic ca un Fortul, dar, și aici poate nu o să vină să credeți, am avut în mașina asta 4 oameni și un câine și bagaje. Da, 4 oameni, un câine și bagaje. Și nimeni nu s-a plâns. Are un feature foarte interesant mașina în spate, în care poți să dai bancheta mai în față sau mai în spate. Deci bancheta e culisantă și poți să o dai mai în față sau mai în spate. Și deci poți să-ți faci portbagajul mai mare sau spațiul la picioare mai mare. Așa arată dată în față bancheta și acum ai un portbagaj mai mare sau poți să o dai în spate. Ai un portbagaj mai mic, dar ai loc
am eu loc să stau în spatele meu. Domnul cameraman, de data asta ți-a păsat pe rec. Da. Și probabil că vă întrebați de ce n-am ales varianta automată. Da, există și varianta automată la mașina asta. Este o cutie manuală automatizată. N-am ales-o pe aia pentru că erau mai scumpe. De aia n-am ales-o pe aia. Bun, deci asta este noul meu smart. Iată de faină mașinuța asta, te parchezi ușor cu ea, mergi ușor cu ea, n-ai niciun fel de probleme. Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Părerea sinceră, dar cenzurată. Hai să nu fim desimțiți. Dacă nu vă place mașina, mai bine nu comentați. Sau comentați, faceți ce vreți, că suntem într-o lume liberă. Eu sunt Denis, vă mulțumesc că ați uitat și la acest video. Ne vedem în video următor. La revedere!